pe aia vreau, dar stați și voi și vă uitați în loc să veniți careva să ajutați. DNA. Știe mai multe Anca Grădinaru. Jurnalistul Ionel Stoica de la ziarul Adevărul scrie că întreaga operațiune de filaj a fost realizată la ordinul fostului șef al DIPI, Gheorghe Nicolae, și avizată de fostul ministru de interne, Petre Tobă. Și asta după ce trei dintre ofițerii Direcției de Informații și Protecție Internă s-ar fi dus la DNA să povestească cum din banii alocați pentru acțiuni operative, precum filajul, s-au cumpărat
ce e de pietoni.